Bună ziua! Parcă ești la muzică. Când Carmenii cu noi, noi suntem pe drumuri. Mergem la piață Obor. Astăzi e sâmbătă, ora aproape de 11. Temperatura 14,5 grade. Soare, frumos. Pomi înfloriți. Dar sâmbătă nu este piață, dar Obor, așa, bate vântul. Mergem să-l cumpărăm cartofi și vedem, ne plimbăm pe acolo. Poate și găsești în afară o jucărie. Sau eu ceva. Jucărie. Eu ceva, cine știe. Și când venim acasă, am ce o să fac o rețetă pentru carne, care Carmen o ales. Bine că n-am ales eu, că eu vreau să fac ceva cu ciuperci și la Carmen îi plac ciupercile și n-am știut. Și vreau să vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră frumoase la adresa lui Carmen, că i-a luat apărarea. Da, o spus adevărul, nu da, că eu vă mulțumesc foarte mult și vă iubesc din tot sufletul pentru toate cuvintele voastre frumoase. Mulțumesc că mi-ați fost alături. Carmen chiar a fost ieri supărată din cauza asta. A afectat-o. Da. Ea nu e învățată ca noi. Noi suntem căliți. Ca noi să fie criticată. Noi suntem căliți. Deja. Dar nu știu de ce am fost criticată, că n-am făcut nimic rău. Ei. Na. Așa nu mai vorbim despre asta. Da. Mai bine. Să o lăsăm așa. Exact. De câte ori am fost eu criticată, până și de ce stau pe scaunul ăsta. Oh, da. Da. Bine, pun un pic pe pauză și ne continuăm drumul. Trebuie să mă duc aici puțin. Nu mergem mai departe. E rece totuși afară. E rece? Bine că ai dat pe Angie, pe Natalia. Ceva de post. Ce faci, tati, da? De post vreau. Ok. De post ortodox? Da. Ok. Și poți să mănci și tu, dacă e de post. Păi, mie nu prea place fără carne. Am eu treabă cu post ortodox. Bine. Și cred că fac și plăcintă de post. Aia ce cu cocos. Să-și facă și lumea dacă vrea. Nu știu de ce nu construiește aici un sens cu ceva acolo. O să facă. Oh, colire! Oh,
polire pe poarta la numărul 1. Ia. Ich bin Schnappi, der kleine Krokodil. Asta e melodia lui Carmen. Da. Ia acum tot în capul am. E o melodie de acum vreo 20 și ceva de ani. Da. Când era Natalia. Denisa, când era mică. Da. Eu când aud cântarea asta, Carmen, închipuiesc că era o cameră roz și niște jucării roz și o căsuță roz și acolo Natalia, Denisa se juca în căsuța aia și cânta cântarea asta. Atunci am auzit-o prima dată. Am avut casete înregistrate, da, în cap. Da, a avut mare succes la vremea. Nu știu câte țări au fost, locul 1. Da. Uite lemnele, mi-l loc o mie pe ele într-o cază. Să le sparg eu. Sau ce? Uite, ăsta-i fac. Și unde parcă? Drept înainte, nu avem drept voie. Drept înainte, uite aici, dar ce parcă? Lasă că gata, știu unde parcăm. Numai să treacă la domnul ăsta, păi. Și așa merg și la Lidl. Așa merg și la Lidl. Să merg la Lidl, am acum Lidl are... E plin de parcare. Uite acolo. Da. Uite acolo. Aici. Bine, ce... Are probleme. Da. Ce mai dă de mânca bolândi? Intra la piață. Stai să închid internetul ăsta. Aoleu, ce frâne. Deja de pe aici încep. Aici e piața Obor, Ocica, cum se cunoaște la noi, Ocica Piaț. Cam toate denumirile de înainte erau pe ungurește. Că e pe ungurește? Înainte aparținea de Ungaria. E un timp aparținut, după aia e. Să despărți și așa mai departe și dumneavoastră istoria. Mami, ai bani mărunți? Nu știu. Numărăi, tati, să n-aveți discuții. A, totuși văd că este lume, că e cald. Nu-i frig. Da, da, când e frig, sâmbăta, nimic, gol. Nu e frig acum. Da, da, spun când iarna, când e frig, sâmbătă e gol. Numai duminica e plin. Aha. Apoi aici merg încet mașinile. Că e zonă pietonală, mult. No. Vă duc la piața Obor. Sunt mulți care se uită la noi din California, din Texas și le duc la Arad, la piață. De mult n-am mai mers noi pe drumul ăsta. Drumul ăsta era plin, că nu puteam... Aaa, ceva din America, uitați. Air de America, Dodge Ram. Uite-te, mami. Da, văd. Ăsta are motor. Are treaptă, n-are treaptă. Motor de 5,7. Not. Eu am 1,9. Dublu cât al meu. Dublu și un pic. Da. Natalia e somnoroasă. I-am dat 2 geci pe ea. Anci, de cine ai dat geaca de iarnă la Natalia? De ce să-i dau geaca de iarnă, Daci? Că nu-i frig, mă! Ce vrei? Da. Dar e răcită. Măcar dacă ar fi... Da, mai era face dacă o îmbrăcat. Dar la umbră e rece, la umbră e rece. Nu lasă dacă îi... Se încălzește prea tare, îi dai o geacă jos. Opa. Și cald.
Angie întotdeauna împotriva hainelor. Ea e mai bine tremură decât să se încălzească prea tare. Da, asta e adevărul. Probabil ne face drumul ăla. Deci care anii 90 și anii 2000 nu erau atâtea magazine, nu era mall și așa. Aici era, de aici aș lua toată lumea haine. De la Ocica. Da, dar aici nu vedeai nimic, numai oameni. Așa e? Da. Mai ales când începea școlile. Mamă! Jackson era și o piață obor, plin. Era primarul orașului. Nu știu dacă ar trebui să spun pe nume cum l-o chema. Mai trăiește? Nu știu. Nu lasă-o atunci. Dar lăsa diplomatul jos de mână și căuta la haine. Nu, no, păi dacă asta a fost situația. Aici sunt cu scule mai mult. Peronerie și așa ceva. Dar vă spun că de multe ori se găsește aici marfă adusă de afară care nu se găsește la mall. Ei, câteodată te ia prin surprindere ce lucruri faine poți să găsești aici pentru vechituri. De multe ori am pățit așa. Eu nu prea am răbdare să caut între ele, dar așa, când mă atrage privirea ceva, atunci mă duc. Mami ar fi în stare tot piața să-l caute bucată cu bucată. Și atunci, când văd, îmi vine să plec acasă. Ce miroase langoș. Oh, nu, nu, că îi bei. Asta e din ăla care îi de meserie alcoolist. Ha? Hai, ba, putem și pe acolo, oriunde. Ori pe aici, ori pe acolo, pe acolo. Omul ăla care a cerut un leu îi de meserie alcoolist. Bine. Da, și când zice de mâine, am zis, nu, nu, că-i bei. Dar asta e adevărul, serios. Hai să vinde langoș, apă. Mamă, câte feluri de langoș. Tot felul. Ah, că este ceva piață. Da și mie ceva bănuț. Hai, Carmen, uite acolo câte bijuterii. Da, da. Tati strălucesc. Să duc, să duc. Uite acolo este păpuș, să mă și eu pe aici. Asta nu-mi place. Am da, și mie nu-mi place, dar... Ce-ai găsit carmină? Ai, da, astea sunt toate ruginesc. Astea sunt... Tinichele. Oh, da, exact. Gablonțul din alea. Ha ha ha!
Ar trebui să ne... Să, să nu ne despărțim așa. Uite, mami, mă știu unde e. Uite-o puțin. Vitezovan au plecat iară. Unde-i? Că nici nu mai văd. Mami. Ce? Negru și n-o vedem, nu. Trebuia să se iei și ea un galben. Fosforescent. Hai pe aici, Carmen. Că și asta o ia. Fără să zică nimic. A, a văzut aici Natalia jucării? Ce ți-a, Natalia? Nu vrei pe mine? Hai, arată ce ți-ai luat. Ce ți-ai luat? Polițist. Dar pe mami încă n-am găsit-o. Mă, dacă stric, doamnă, îmi dai un leu. N-au dat fi pușa. O găsesc noi. Păstă o oră. A, Mirela, dacă ar fi aici. Da, și mie îmi plac. Mirela, nu cred că îți place mai mult ca ei. Uite, asta e faină. Da, că vine Mirela. Eu vin cu ea. Îți place așa ceva? Că tu ești cu jeans din astea. Și o vrei? Păi întreabă și tu. Nu, că e multă. Dacă îți place. De ce nu ți-ai luat tu cu 35? Da, păi da, e prea mare. E mare și... Păi trebuia să vă suporți. Deci suport așa da, într-o parte. Da, să te trage, da, bă, într-o parte. Ea cu așa ceva e obișnuită. Da, da, da. Că m-am mirat că vrea aia. Dar nu e scumpă cu 40 de lei. Nu e scumpă, dar nu, să vede că e de cumpă. Și-a lăsat-o la 35. Ce se face? Ce alea trebuie? Nu trebuie, nu. Doamne, fi unde e mami? Ea nu spune, vezi că mă duc pe aici? Îți se duce, unde vede cu ochii. Am găsit-o pe bunica. În sfârșit. Carmen, ce ți-a spus că e aici, Carmen? Eu știu, după atâția ani știu ce capul e. I-a spus că e aici, în partea asta. Păi ce fain de aspiratoare noi. Super. Vezi? Da, da. Fain. Uite ce fain. Da. Opa. Pun un pic pe pauză să nu se deranjeze omul. Na, uitați ce se mai găsește. Și cască nouă. Oare cât e globul ăla? Ce glob? Glob pământesc? Nu știu. E cum am avut noi. Da, cum am avut noi. E doar de 100, e normal. Da, stai să întreb. 100 de lei, Angie. Ai văzut că am dreptate. Da. Am avut așa și lor Natalia. Da, are VOZ acum, ce vrei să facem? Are atâtea. Micii s-au mutat. Nu-i mai acolo, înainte eram partea aia acolo.
dar i-a schimbat în cauza că vinea fumul pe oameni și s-a mutat în partea asta la altă. Și nouă ne place foarte mult să mâncăm aici la familia asta de frați. Ei sunt frați de la noi din biserică și ne place mult ei. Au mâncare bună, proaspătă. Veniți aici cu toată încrederea. Vă filmez ca să știți unde să veniți. Ok. Cum cheamă familia voastră? Terasa Vori, firma. Terasa Vori? Terasa Vori. Ok, Terasa Vori. No, bun. Veniți aici cu încredere. Aici mâncăm și noi. Carmen aici la distanță de noi. Ca să poată să fumeze, nu vrea să mânce nimic. Natalia, poftă bună? Mamă, ce bună. Da? Nu veniți cu încredere aici, unde am filmat. Eu m-am luat piept de pui la grătar, numai acum să facem. Deci așa se numește, terasa un bor, mici, delicioși, existențiali. Tot e bun, până și pâinea, crocantă, faină, gustoasă, cartofii, sain. Mici, le-am mâncat deja. Foarte bun și proaspăt. Oameni omenoși, cu respect și curat. Foarte fain. Pâinea acolo la discreție, se poate servi cine vrea. Nu e raționată pâinea. Fiu criticat că nu i-am luat și la Carmen un mic. Ei au mâncat acasă, doamnele astea s-au trezit la 8 de dimineață. Și tot le bat la cap, mă, hai să vă iau și vouă un mic. Carmen. Am mâncat două felii de pâine prăjită cu mine, și mie mi-ajunge. Nu pot. Deci eu nu sunt nici pofticioasă, dar nici nu. Dacă atâta mi-a fost de ajuns, nu pot peste. Deci nu e vorba că... Noi ne-am trezit un pic mai târziu. Ne-am trezit la cât? La 9, 9 și un pic. Cam așa. Da, voi v-ați trezit. La jumate, cam așa. Da. O știu că a venit tati de dimineață. Da, a vorbit cu mine. Da. Da. După aia, da, eu m-am trezit, m-am dus, mi-a făcut cafeaua și... După aia a venit și el. Mie mi-e frică să beau cafea. Să știi că și cafeaua aranjează fierea. Da. Da, nu beau încă cafea. Eu n-am probleme cu fierea. Partea asta e aia care costă în față. Da, da, e nevasta lui Lucian, da. Nepotul lui fratele Tomuța. Da. Da. Ne-am făcut un pic de reclamă să le ajute Domnul să vină aici, oamenii i-a arătat înainte, că mulți nu știu. Tu știi? Vede că nimeni acolo, oh, nu mai este nici. A, s-au mutat ei. Da, că erau acolo în partea aia, știi? No, bun. Mergem imediat. Ne-am plimbat. Am mâncat. Nu. Că avem acasă. Am luat ceva hăinuțe, tricoașuri, nu mai știu ce. Mami nu o găsă mare lucru, am venit de fapt pentru cartofi am venit noi. Dar problema e că partea aia s-a închis intrarea din cauza că se lucră, probabil la drum. Și eu sunt partea cealaltă cu mașina și atunci trebuie să duc sacul de cartofi de acolo până în capătul celălalt. Numai așa că îl duc pe umăr, dar păi tot mă murdăresc. Atunci cred că mergem la Lidl. Da? Și luăm cartofi. Vine acum.
Domnul să vă binecuvinteze. Foarte frumos faceți. Așa e? Un gomboț. Da, dar și ce mare crește. Cam cât ciuciu să face. Da, da. Și da. Ne ducem la expoziție, la concursul. Păi nu poți să reziști. Ai, păi așa. Și abuz. Zici că e ursuleț de pluș. Da. Ce faci la apoi? Am găsit și cartofi de la Peciu Nou, din aia care îi place la Mami, la Lidl. 9,5 kg. Un săculeț. Și cu câte să... Cartofi albi, mami, tu ai luat roșii. Cartofi roșii, roșii ăștia au-s. A, ăia de sus. Trebuie să mă uit ce e acolo. Da, știu că nu sunt așa scumpi ăștia. Uite-te, mami, acolo e prețul. Cartofi dulci. Sunt ăștia. Trebuie să scrie prețul cum trebuie. Cu 4 lei kilo. Am ajuns acasă, doar tot ce am cumpărat, deci mai mult a fost plimbarea la obor, dar am luat cartofi de la Lidl, am luat de la obor, ce am luat? Vin ia, am luat un donut Oreo, am luat ardei. De la Lidl. De la Lidl. Natalia și-a luat un laser. Aaaa, ne jucăm cu Pepi. Și... Asta a fost 10 lei. Hai de băieți. O doamnă m-a agățat. Chiar că l-a agățat. Am zis, lasă, nu. Nu pune pe cartofi. Las că și-o așa. Îți faine la vară de Natalia, prin curte, când se joacă. Toate sunt de băieți. Nu, nu-i bai. Că-i roșu și galben, albastru. Egal. De marei. Și acela este de băiat. Și tău băiat. Natalia și-a luat jucăria. Am găsit și... Ăsta am luat la 10 lei normal, e 100 de lei. Cerneală. Compas? Nu trebuia să ia, adică ăsta e foarte scuțit, nu-i pentru ea, să nu-i dai acum. Nu, nu. Și ăsta e la Natalia. Nu, ăla da. Nu. Ăla e fetițe. Cam astea au fost cumpărăturile noastre la obor. Mi-am ales mai mult cu mâncarea. Natalia zodorniește. V-am lăsat. Pace, la revedere. Mâna ta nu e prea scurtă, urechea ta nu a surzit, puterea ta e nelimitată să facă tot ce ai promis. Cuvântul tău stă în picioare, el este mereu da și amin. Ele și azi o stâncă tare pe care viața îmi sprijin. Noi credem, credem, credem că tu poți să faci mai mult decât ne-am imaginat. Noi credem, credem, credem că tu poți să faci mai mult decât noi am visat. Noi credem, credem, credem că tu poți să faci mai mult decât ne-am imaginat. Noi credem. Răspunde prin minuni, el nu întârzie niciodată, se ține de promisiuni. E credincios peste măsură, veghează peste astfel cuvânt. Stai în credință și răbdare, căci izbăvirea e pe drum. Noi credem, credem. Credem, credem, credem că tu
Știu că nimic nu e prea greu pentru Dumnezeul meu, pentru Dumnezeul meu.